spune-mi un lucru, că ai venit cu Coni, pe care îl știu și eu. Ai aruncat o fumigenă cu Coni, cum mai glumiți voi? Sau chiar Coni se gândește serios în viitor să se implice ca acționar? I-a plăcut foarte mult și noi știm amândoi puterea financiară a lui Coni. Da. E și din Amoviz. Și aici dacă te... mi-a zis, hai fratelor, dacă nu se... Cum mai de să intrăm acum? Nu, stai, să fie stadionul ăștia. Și Coni sunt mult în jurul meu. Nu, asta zic, deci Coni chiar bine. Vrea să se implice, să devină acționar activ? Dacă se face stadionul, da. Am înțeles. Pentru că Coni, tu știi foarte bine, el poate să dea, nu știu, poate, da, nu cred că exagerez, că o sumă, un 2 milioane pe an, Coni poate să dea fără probleme. Greșesc? Fără. Amândoi știm cel mai bine. Poate suntem singuri și încă 2-3 din România. Da. Nu se pune problema. Dar... Da. Deci asta zic, nu, adică Coni să dea 2 milioane, Coni să dea 2 milioane de euro, e o glumă pentru el, glumind puțin. E o glumă. Da. Exact. Am o rugăminte, Cristi, că lumea nu-l știe. Da. Spune tu în două vorbe cine e Coni. Nu vreau să dezvolt. Până noi e stadionul și ca și Coni sunt mult mai mulți, sunt foarte mulți în jurul meu. Mai zi-mi, te rog, un nume în afară de Coni. Unu. Nu pot să spun Horia, dar noi în Bargoșiși... Borci. Foarte, foarte, foarte important. Da, prin Patrick am spus, eu am spus de la început, în momentul în care va fi stadionul, Patrick, dacă va dori să fie acționar, niciun fel de probleme, dar ca și sponsor principal și foarte important, voi fi prin Patrick 100%. Dar eu niciodată nu o să mai mă bag. Am înțeles. Voi ca sponsor, când se face stadionul Cristi, familia voastră, cât ați putea să dați bani ca sponsor? Putem să dăm un 5-600 de mii pentru mine fără niciun fel de problemă ca sponsor. Am înțeles. Da. Dar Cristi, știi că mie îmi plac exclusivitățile. Mai dă-mi un nume. Unu, atât. Te rog. Mă, unu, un singur nume. Vladimir Con. Spune. M-a sunat și aseară Con. Da? M-ai înțeles? Da. Așa? Am prietenul meu care a vrut să ia de multe ori și a vrut să ia Dinamo de vreo 3-4 ori până acum. E Moha, un prieten foarte bun. Moha? Cum îl cheamă? Moha. N-ai, vezi, uite, sunt... Moha. Moha, nu știu cine. Mohamed! Este Mohamed, dar și Mohamed e un prieten foarte bun care a vrut și el să ia nu e nu, tu spui Cristi că e Moha, dar nu e Mohamed de la Fenicia, asta spui tu. Da, dar am inclusiv înțeleg. Cel cu Fenicia este și a vrut să ia Dinamo. Mă da, n-ai, la puterea ta de convingere, că eu știu prin ce cercuri te învârși și ce prieteni ai, mai înțeles, n-ai putut niciodată să te întâlnești tatet odată cu Țiriac? Ba da, cum? Și îmi spune, domnul Borcea, noi suntem milițeni amândoi. Eu nu mă pricep la sportul dumitale, cum nici dumitale nu te pricep la sportul meu. Și tu îi spui, domnul Țiriac, dar dumneavoastră, și el ce zice? La, ce zice, Cristi? Da. Nu, ne-am întâlnit și am vorbit atâtea ori. Nu vrea, nu? Nu vrea să se bage. Nu. Poate și e mai bine. Da. Auzi, e mai bine că tu nu vezi câtă mizerie, Horia. Vrei să faci bine? Și uite așa, nu mă refer, dacă suporterii întotdeauna au fost greșit. Nu există fără contestări nici Ceaușescu n-a fost. Și mie îmi place adrenalina. Dar este dramatic, colegi de-ai tăi vorbesc, de-ai voștri, care asta gonesc oameni și măcar nici nu-și dau seama. Dacă Varga lasă echipa acum care a dat 40 de milioane sau Nașu care e pe pierdere sau Rotaru sau Mititelu, înseamnă că au nenorocit sau cel de la Sepsi. Bă, luat trei trofei omul. Varga a luat 5 campionate, 6 campionate. Nu mai poate. Da, corect, așa. Dar ce, Gigi e pe pierdere? Că nu cred că Gigi e pe pierdere. Ba da, e cum? E pe Gigi pierdere. E pe pierdere și el? Da. Nu cred, tu vorbești serios?
Da, da. Tu știi că eu nu vorbesc. Știu, a intrat pe pierdere Gigi acum? Da, a intrat pe pierdere. Cât da. E? Adică cât are pierdere? Estimativ. Oricum peste 10 milioane. Da, știi sigur că Gigi a intrat pe pierdere? Că anul trecut zicea... 100%. 100%. Oh, mamă, e greu cu fotbalul, Cristi. Greu, păi pe da, cuvânt. Soi, normal. Greu. Apropo de Gigi, ai vorbit cu el aseară după meci? Nu. Dar tu crezi că se bucură? Eu cred că se bucură, Gigi, că intră. Ba, da, se bucură, pentru că altceva, alte emulații este când este Dinamo Steaua. Da, alte emulații, altă rețetă financiară, alte orgolii. Știi? Da. Alte orgolii. Cum ți s-a... De când n-ai mai văzut atmosfera așa frumoasă? Păi de când am fost, dacă am fost la Supercupă, tot acolo. Dar adică, nu știu, mie, pe mine spun sincer, m-a impresionat atmosfera. Atmosfera a fost extraordinară, din toate punctele de vedere. Cine e băiatul ăla? Muha? Cine e ăla? Muha? Un băiat. Hai mă zi, parcă ești că nu, vorbim nu de... Român. Nu cunosc de extraordinar de bine. Dar cine e? Cum îl cheamă? Nu, atâta știu și eu că îl cheamă, știu că e... Cum îl cheamă? Muhammad sau? Nu, Moha, așa îi spune Prorecla, nu e numele da? Lui, atâta, nu-l știu nici eu. Nu știu. Și ce face, cu ce se ocupă omul? Nu-i Muhammad de la Fenicia, nu? Nu. Și omul cu ce se ocupă? Bănci, cu ce se ocupă? Bănci. Cu băncile? Se ocupă? Bani mulți? Dacă are o bancă, omul are o bancă? Nu face bănci în parc, nu pune bănci în parc. Nu pune bănci. Omul are o bancă a lui? Săracul. Da, zine mă, povestești. Are o bancă, zici că, nu în România. Zici că pe cuvântul meu, băi, Zelenski. Da. Vrea să facă o bancă în România. A, omul vrea să facă o bancă? Ce nație e el? Vrea să cumpere o bancă. Da, ce nație e el? Din Qatar. Din Qatar? Mohamed, nu? Ceva de... Și nu știi cum îl cheamă pe bune? Sau? Nu știu. Chiar Mohamed. A, și e catarez omul? Da. Și vrea să cumpere o bancă în România? Am eu una de mare. Deci înțeleg că nicio problemă de bani n-ar fi, nu? Nu. A? Adică, atâta te mai întreb, genul ăsta de om atât de puternic, cât ar putea să dea bani la Dinamo? Băi, spun eu, o 15 milioane. Ban? Așa puternic e domnul din Qatar? Oh, mă, cam pericol cu Dinamo, da? Doamne ajută! Hai să...